Craiovenii au venit la Catedrala Sfântul Dumitru cu câteva ore înainte de a începe procesiunea. Credincioșii au participat la slujba de vecernie, au aprins lumânări și s-au rugat pentru ajutorul divin. Pentru sănătate, pentru cei pierduți, pentru toți ne rugăm, pentru ziua de mâine să ne ajute. Pentru sănătate, pentru ajutor, pentru mergere de bine, în casă, în familie, în societate. De cum s-a lăsat întunericul, moaștele sfinților Nifon, Tatiana, Serghe și Vah au fost scoase din biserică și purtate pe străzile orașului. Oamenii au însoțit racla cu moaște și au înălțat rugăciuni la Dumnezeu. Întâmpinăm cu pace și liniște sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, ocrotitorul catedralei noastre și a orașului Craiova. Cu toții preoți credincioși ne-am reunit în pelerinaj în această sâmbătă spre duminică, la ceas de vecernie, ca să sfințim atât pe oameni cât și firea înconjurătoare, întrucât sfinții sunt aceia care permanent mijlocesc înaintea lui Dumnezeu și iată că orașul nostru are această bucurie, acest privilegiu sfânt de a avea un ocrotitor de mare valoare pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Sfântul Dumitru este ocrotitorul Craiovei. În fiecare an, moaștele celor patru sfinți sunt purtate în procesiune și de fiecare dată credincioșii participă la acest pelerinaj.